Bună seara! Sunt Flaviana Iosif, gazda dumneavoastră. Suntem împreună să ascultăm muzică bună, să intrăm în lumea poeziei și să medităm la adevăratele valori ale vieții. Vi s-a întâmplat vreodată și dumneavoastră să vă aflați în încurcături? Fără discuție că da. Știu că foarte multă lume are probleme. Toți avem probleme. Există momente când, practic, nu mai știm cum să le rezolvăm. Nu mai știm ce să facem, cum să le abordăm. Și noi ne luptăm cu ele. Credeți că problemele vieții ar trebui să ia pacea oamenilor care cred în Dumnezeu? Și totuși, noi reacționăm de cele mai multe ori ca orice om fără Dumnezeu. Ne luptăm cu ele iar și iar. Există o profeție care ne spune că aceste probleme se vor înmulți până la revenirea Domnului. Ce vom face? Cum vom trece? Există o soluție. Există o metodă care ar putea să ne ajute să mergem mai departe ca niște învingători? În timp ce ascultăm muzică și poezie, să ne gândim la răspunsul la aceste întrebări. Vii de la doctor și afli că ești bolnav grav. Sau constați că ți s-au prăbușit afacerile. Sau n-ai locuință. Sau ești șomer. Sau ai probleme cu copiii la școală. Sau alte circumstanțe exterioare. De obicei, noi suntem foarte preocupați de aceste împrejurări exterioare și avem impresia că acestea trebuie rezolvate în primul rând. Ne concentrăm aproape în totalitate asupra lor și credem că rezolvarea vine dacă toate aceste probleme exterioare sunt eliminate. Uneori, le rezolvăm, dar cu costuri enorme, cu un preț imens plătit pentru ele. Însă nu de aici începe rezolvarea, luptându-ne cu disperare să ieșim la suprafață. Și în primul rând trebuie să avem înțelepciunea de a identifica problema vieții noastre acolo unde este ea. Și ea nu este în circumstanțele exterioare. Mai importante decât circumstanțele sunt relațiile cu semenii noștri. Este vorba de oamenii pe care îi întâlnim în fiecare zi. Familia, frații noștri, oamenii cunoscuți sau necunoscuți. Suntem creați să fim fericiți numai în relație. Salvați întâi relațiile voastre sociale. De ce? Pentru că noi așa am fost creați, să ne găsim fericirea în relațiile perfecte cu ceilalți semeni. Este bine să discernem adevărata ordine a priorităților. Urmează muzică și poezie. De multe ori Dumnezeu îngăduie să vină un soi de necazuri ca să ne trezească la realitate cu privire la alte probleme mult mai grave care trebuie rezolvate în viața noastră. Ar fi bine să nu fim descurajați atunci când ne întâlnim cu greutăți și probleme. Probabil că sunt invitația lui Dumnezeu de a rezolva probleme mai grave din viața noastră. El a promis că va duce mântuirea noastră până la capăt. Și de multe ori, prin atitudinea noastră, îl obligăm pe Dumnezeu să ne lase să trecem prin necazuri. Oricare ar fi crizele prin care trecem, noi nu trebuie să uităm prioritatea vieții noastre, rezolvarea problemelor spirituale. Trebuie să luptăm cu Dumnezeu alături, pentru că așa vom învinge. Prea mulți se lasă biruiți. Îndată ce avem problemele spirituale rezolvate, celelalte se vor rezolva de la sine. Nu lăsați pe Dumnezeu să plece de la voi până nu vă binecuvântează, până nu ați învins în aspectele spirituale ale vieții dumneavoastră. Nu lăsați să plece acum, mai ales pentru că noaptea s-a terminat și deja se vede lumina zilei de apoi. Luptați-vă cu voi înșivă, cu oboseala voastră, cu rutina vieții, cu firea voastră gata la orice obstacol să renunțe la luptă. Să aveți în minte întotdeauna lucrul acesta. Fără luptă nu există biruință, iar fără biruință nu există cunună.